este o mare responsabilitate și trebuie să faci asta. Cum? Cu toată inima. Este dezavantajată femeia în politică? Se știe că avem un procentaj de până la 20 da, de puncte. Da, iarăși vreți să o dau în dramă? Că n-am să fac asta. Da, suntem într-o societate misogină, e adevărat. Dar nu mă las fraților. Nu mă las. Sunt bătăioasă, mă duc înainte până în pânzele albe. Nu, și nu stau să-mi plâng de mine că, o stai să vezi că suntem dezavantajate. O să lupt pentru drepturile mele. Și o să lupt pentru drepturile tuturor femeilor dacă trebuie să fac asta. Nu mă apuc să-mi plâng de milă. Că n-am timp să fac asta. Aia înseamnă energie negativă. Foarte multă energie negativă. Și întotdeauna le spuneam și colegilor mei din USR, mai schimbați paradigma. Nu mai luptați împotriva cuiva. Luptați pentru. Pentru ceva. Deci pentru o cauză, pentru România Cum schimbă România? Că nu sunt vorbe mari Sunt vorbe mari acum Și nu înseamnă nimic pentru că au fost superuzitate De unii care nu au însemnat nimic Ai vedea o femeie președinte? Da Invitata noastră din această seară Pentru că este o doamnă Este fost jurnalist de profesie economist Devenită primar Elena Lasconi este cu noi la cină Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Da, ce bucurie! Elena, ai câștigat un concurs de gătit da? Da. Ai fost la Masterchef, ai ieșit învingătoare vingătoare Câtă vreme mai dedici astăzi bucătăriei? Destul de puțină, dar pasiunea a rămas Și e, deja e, am făcut în aceste ani atâta exercițiu e, Și gândiți-vă că am început să gătesc și îmi plăcea să descopăr lucrurile Atunci când nici măcar nu era internetul și Google-ul Și stăteam pe lângă e, tot felul de gospodine și strângeam rețete la, la mulți ani! La mulți ani, Ionela! și la mulți ani tuturor celor care se uită acum la noi. Toți cei care vă uitați la acest filmuleț și știu că vă uitați pentru că sunteți deștepți și nu vă place să vă zică alții ce să faceți, ce să gândiți și ce să spuneți. De fapt, numele complet este Elena Valerica Lasconi. Îți mai spune cineva Vali? Da. Cine? Părinții mei. Mama îmi spune Vali, tata de foarte multe ori îmi spune ce face prințesa mea. Dar când eram mai mică îmi spunea Ita, pentru că eu când eram micuță și am început să vorbesc, mă întreba cum te cheamă și eu spuneam Ita Toni, de la Valerica Lasconi, știi? Și ziceam Ita Toni și foarte multă vreme mi-a zis Ita, Ituța, Vali. Care sunt cele mai pregnante amintiri din copilăria ta? Să le spunem telespectatorilor, celor care nu știu că te-ai născut într-o primăvară, în Hațec, da? Hunedoara. Da, era într-o joi. Era într-o joi. E, știu asta pentru că prietena mea, Neti, s-a uitat. Neti în Sandu, da, da? Neti Sandu s-a uitat în tabele și a văzut că era într-o joi. Deci, practic, joia este guvernată de Jupiter. Jupiter este planeta norocului. A fost fain. Sunt multe amintiri pe care le am. Bunica mea făcea o poveste din absolut orice. Știu că ne jucam, am făcut foarte multe prostii când eram mici era odată să, odată, cred că era să dăm foc la casă, pentru că adusese tata niște chibrituri foarte lungi așa și eram atât de entuziasmat și voiam să văd cum, cum funcționează chibriturile alea, că erau mici și alea erau așa lungi, nu mai văzuserăm niciunii și ne-am dus în beci să le încercăm. Și în beci erau niște uh, damigene uh, cu paie. Știți damigenele la mari? Da. Cu paie? Și era să dăm foc la casă. Am făcut o grămadă de șoții, dar mi-a plăcut copilăria. Ne-am ne -am jucat foarte mult, ceea ce nu se mai întâmplă acum. Am vorbit foarte mult cu, și cu membrii familiei, dar și la școală, și asta ne-a ajutat pentru că e foarte important să socializezi. Deci, practica exercițiul vorbirii de mic. Ceea ce stat e greu acum, e adevărat, e foarte adevărat și uh, mi-aduc aminte că atunci când făcea tata Ros de uh, o carte bună, că avea pile la librărie, că el repara televizoarele uh, prin oraș, toată lumea știa că e foarte priceput și opreau uh, cărți bune și mi-aduc aminte că le citeam cu lanterna sub plapumă. Uh, e... Acum sunt la îndemână, sunt peste tot, dar nu prea mai vrea nimeni să citească. E mai ușor să te uiți la un film sau, de ce nu, să stai pe nu, un site de socializare? Da, sau să te joci, că asta se întâmplă de cele mai multe ori. Uite, asta vreau să, să schimb uh, la Câmpul Lung, în calitate de primar, pentru că am făcut foarte multe locuri de joacă și spații verzi unde oamenii să interacționeze, să socializeze. Pentru că eu cred că în felul ăsta devenim mai buni, mai uniți și putem să începem să unim poporul de la câmpul lung. Și să dăm un exemplu. E foarte important să stăm mult afară și să vorbim unii cu alții. Pentru că viața nu este despre altceva decât despre relațiile dintre noi. Asta cred cu toată ființa mea. Mai vreau un plus ar de iute. Deci pot să gust când mai pot Putem chiar mânca Dar zim și mie, acum ca să dea bine la televizor Ar trebui numai să gustăm și atât, nu? Și când se oprește înregistrarea Putem să mâncăm tot? Să-ți stărgem cu pâine farfuria la final Poftă bună! Am mi să te întreb în debutul emisiunii care este gustul copilăriei tale? Și o fac acum, iată. Ce-ți plăcea uh... din ce făcea mama acasă? Păi, cred că cartofii aprăjiți făcuți în același ulei de nu știu câte ori, <laughs> într-o tigaie neagră e, și cu ouăle de curte sparte deasupra. E, îmi plăceau foarte mult, dar e, dacă e să mă întreb acum care e mâncarea mea preferată și la care nu pot să rezist, este pâinea prăjită cu unt. Indiferent câte specialități știu să fac, știu să gătesc homar, știu să fac o grămadă de minunății și japoneze și mâncare chilezească, toate neamurile. Și mai mult îmi place mâncarea românească. Dar atunci când simt mirosul de pâine prăjită, mi se declanșează ceva și nu mai pot. Deci îmi trebuie pâine prăjită cu unt E adevărat că dacă ar fi și niște ei alea roșii, mi-ar plăcea foarte mult. <laughs> și cu niște Dar... bule în pahar, șampanie. Da, cu șampanie, da. Sau cu mimoza, știi, uh -huh. șampanie uh -huh. cu suc de uh, portocale fresh. Ce visuri aveai, Elena, când erai copil? Ce-ți doreai de la viață? Îmi doream să fiu Nadia. Nadia cu măneci, da, gimnastă, da? Da, îmi doream să fiu Nadia și simțeam cumva că aș putea să fiu Nadia, pentru că distanța dintre Deva și Haseg este de vreo 40 de kilometri și la un moment dat Bela Caroli, fostul antrenor al Nadiei Comăneci, a venit să bucea în tot județul și în țară să caute tinere talente și mi-aduc aminte că eram, nu știu cât aveam, câți ani aveam, oricum eram mică, și au venit în oraș și m-au pus să fac un exercițiu la paralele, să vadă echilibru la bârnă, și m-au picat. Adică nu nu aveam ce trebuie pentru a fi gimnastă. Și într-un fel am fost tristă, dar bunica îmi spunea tot timpul că eu îi spuneam: Și pot să fiu și Nadia, și pot să fiu și Nadia când mi-a ducea anafolă de la biserică. Și pot să fiu și cu tare, zicea că pot să fac orice, dar important e să fiu eu. Și asta am înțeles mult mai târziu și asta a jucat foarte mult, dacă se uită acum adolescente sau fetițe preadolescente la noi, să înțeleagă că cel mai important lucru și cel mai ușor îți dă și o libertate, este să fii tu. De și am simțit-o asta pe pielea mea, pentru că e foarte greu să porți măști. Te epuizează. Trebuie să-ți minte, să ai o ținere de minte, să-ți să minte ce mască am avut când am stat cu Ionela de vorbă, ce mască am avut când am. Pu... Nu, este epuizant. Și cel mai fain e să fii tu. Și simplu. Ideea este că oricum nu o să te iubească toată lumea, dar nu e despre asta. Nu trebuie să te iubească toată lumea. Tu trebuie să ai relații cu oamenii cu care vibrezi. Și cred că ăsta este secretul într-un fel al fericirii să, să fi bine că ești tu și că ești destul, ești suficient că ești tu tot timpul îi lăsăm pe ceilalți să ne pune etichete mie nu spune nimeni cine sunt pentru că eu știu exact cine sunt și am lucrat foarte mult pentru ceea ce sunt apropo de lucrat foarte mult câte joburi ai avut până să-ți găsești cale am fost ghid turistic Așa am început prima dată Apoi am fost vânzătoare la un magazin de piese auto Și asta mi-a mi plăcut foarte mult La piese auto? Da, mi-a plăcut foarte ce mult Ce era atât de frumos? Haide atât. că spun ce era frumos Eu nu mă plictisesc niciodată Tata spunea că nu mă proști să plictisesc Deci la magazinul ăsta de piese auto Se dau bineînțeles, piese auto Ulei de motor, de frână De tot, tot ce se putea Ceva la care s-ar pricepe mai degrabă băieții, ai zice nu? Da, dar eu am fost băiețioasă de mică îmi plăcea să stau de vorbă cu mecanicii auto. Și am învățat, cum să zic, vă desenez dacă vreți, acum motorul de dacie. Știu aproape să-l desenez perfect pe cel de aro. Vindeam foarte bine. Și câștigam foarte bine atunci, pentru că îmi spuseseră atunci când m-au angajat, nu aveau foarte mare încredere în mine, că -mi dau pe lângă salariu minim, pe economie cât era atunci, pe cartea de muncă, și 4% din vânzări. Și atunci interesul tău să vinzi cât mai mult era da, mare vinzi, și justificat. Dar gândiți-vă că nu vinzi așa la toată lumea. Ce a urmat după magazinul de piese auto? După magazinul de piese auto am născut, eram însărcinată, când nu chiar din prima lună de când lucrasem acolo la magazin, și împreună cu prietena mea bună, care acum este în America, și cu soțul ei. Am început să facem un magazin, nu era un magazin, hai să facem un SRL, o societate comercială. Știu că am girat cu apartamentul și era ceva îngrozitor, unde era de neacceptat într-un oraș mic să faci chestia, asta, să te gândești la credite, să faci să deschizi o afacere. Și nu aveam propriu zis niciun spațiu, așa că primii bar pe care i am investit au fost în biscuiți. Am cumpărat biscuiți de covazna cu vanilie și cu cacao și mi-aduc aminte că luam cutia, era așa o cutie mare și jumătate era cu biscuiți de vanilie, jumătate cu biscuiți de cacao. O legam bine cu sfoară ca să pot să o țin într-o mână, pentru că sub cealaltă mână aveam uh, masă pliantă și cu scaun din aia pliabil și... Mi-aduc aminte că după ce am născut, la vreo trei luni, am fă făcut chestia asta, na, asta, doi ani, <gântu -i> ca acum și știu că Oana a fost, cum să zic, ceas. Se trezea din trei în trei ore. Deci totul era exact ca la carte, cum citeam în carte, exact așa era. Și știu că plecam, cât dormea ea, să vând în fața blocului biscuiți. Ce sunt banii pentru tine, Elena? Faptul că ai crescut într-o familie relativ modestă, te-a făcut vreodată să-ți dorești mari bogății? Doamne, nu, n-au pus stăpânire. Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu. Deci n-au pus stăpânire pe mine. Măi, noi ne naștem și murim săraci. E adevărat că avem nevoie de bani în viața asta ca să funcționăm. Și spun că uh, sunt momente în viață și poate că le-ai avut și tu, nu doar eu, uh, Elena Lasconi, cred că toată lumea, majoritatea celor care se uită acum, au trecut prin momente grele. Dar ceea ce pot să spun este că atunci când nu ai bani suficienți ca să-ți plătești facturile, nu mai poți să fii creativ. Și e foarte important să fii creativ. Atât. Deci, în rest, nu, nu sunt posedată. Mi se pare că oricum am mai mult decât îmi trebuie. Ai ajuns să câștigi într-o lună cât să poți să cumperi o mașină de spălat? Da! Da, și asta era ideea, pentru că mă gândeam, doamne, dacă eu o să ajung să câștig într-o lună atâția bani cât aș putea să-mi iau o mașină de spălat, înseamnă că am scăpat de sărăcie. Pentru că spălam cu mâna. Și după mineriada din 1999, când am fost plecată, nu mai știu câte zile, nu mai, nu mai mi-aduc aminte, trei săptămâni, patru, nu mai știu, am, am, plecat și dus am fost. Mi-aduc aminte, Adrian Sârbu... Trebuie să facem, cumva ca România, să-și maximizeze potențialul. Și noi putem, în România asta, să ne maximizăm șansele țării, să ne maximizăm, să ne maximizăm șansele fiecărui om trăind sau care se va naște, dacă suntem puțin mai atenți cu viața noastră și dacă încercăm să înțelegem pe ce lume trăim. De aia suntem aici. Hai să vedem ce facem. Adrian Sârbu ne-a chemat pe toți, pentru că am trecut prin momente foarte grele pe teren și ne-a spus că să spunem numele și de unde suntem. Și toată lumea se uita la el. Și eu spuneam Elena Lasconi, Deva. Și zice, nu, 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 ce nu, nu? Spuneți-vă vouă și uitați-vă voi în jurul vostru ca să țineți minte că nu ați fost niciodată singuri. Noi, așa am, eu am fost învățată să lucrez în echipă. Și e un exercițiu să lucrezi în echipă. E absolut grozav. Și mi-aduc aminte că am primit un plic știu că uh, Oana tot timpul spunea mami vină acasă, că știa că e periculos, uh, că voia nu știu ce uh, bomboane, nu știu ce ciocolată. Și eu mă gândeam, Doamne, eu aveam doar treabă cu transmisiunile și a fost o nebunie, aruncau cu uh, din astea cu borduri după mașinile noastre, a fost ceva îngrozitor. Pe vremea aia nu știu dacă câștigam 200 de lei pe lună și am primit în plic 800 de lei. Și am început o primă, să plâng. nu? Da, și am început să plâng foarte tare și um, știu că am oprit în toate benzinăriile de pe drum și am cumpărat ceva oanei uh, și mi-au rămas bani să iau și prima mea mașină de spălat automată la care mă uitam cum spală cu orele. Deci mi-era atât de drag, atâtea lucruri -am, am învățat despre ea pentru că ziceam mă sunt prea săracă ca să întreghiere o mașină, vorba, să iei ceva ieftin sau să iei ceva prost, adică, da, e vorba asta în popor. Și mi-aduc aminte că am ținut-o, cred că vreo 12 ani și am învățat să o și repar. După 25 de ani de carieră, ai trecut cumva în partea cealaltă, ai intrat în politică. Te-aș întreba simplu, de ce ai dat aplauzele din televiziune pe necazurile și jignirile din politică? Pentru că știu că într-o bună zi o să am parte și de aplauze, deși nu le cer și aș vrea să inspir oameni care să aibă parte de aceleași aplauze ca să putem să schimbăm țara în bine și nu sunt cuvinte mari dacă există în fiecare loc o comună, un oraș, un municipiu care se schimbă în bine și oamenii sunt de bună credință și nu-și pierd mințile că a ajuns într-o funcție aoleu, și nu nu-și mai aparțin, atunci putem să schimbăm țara în vine. Asta e părerea mea. Ce te face să-ți pierzi mințile, așa cum zici? Păi spun un lucru. Pentru mine a fost un foarte mare avantaj că am fost 25 de ani în fața reflectoarelor. Și nu mi-am pierdut normalitatea. Eu nu mi-am propus în viața mea să fiu președintele Asociației de Proprietari de la Bloc. Eu, atunci când am făcut primul pas în politică, mi-am dorit să fac lucruri bune pentru țară. Și cred că am dovedit asta. Și dacă revenim puțin la partea de popularitate, eu nu cred că dacă ești popular, uh -huh. dacă ești cool, poți să faci lucrurile pe care le-am făcut eu la primăria Municipiului Câmpulung. Și cea mai mare binecuvântare de când am intrat în politică este subestimarea. Mă bucur că am fost subestimată ca blonda vedeta de la ProTV atunci când am intrat în politică și nu au luat în calcul faptul că eu am luat țara la picior și am stat de vorbă cu oamenii timp de 25 de ani cât a fost reporter și înainte de asta încă 2 ani de zile. E bună subestimarea, câteodată îmbrățișez și misoginismul, pentru că suntem într-o societate misogină, pentru că găsești în tine o forță și niște lucruri uh, care, de care nu știai. Și uh, dacă ar fi fost doar o chestie de popularitate, nu cred că o persoană populară ar putea atrage bugetul câmpul lungului pe 43 de ani, cum am făcut eu cu fonduri europene. Deci, nu pentru că am fost blondă cu ochi albaștri și populară și simpatică, am obținut banii ăștia <laughs> și am făcut istorie la câmpul lung, ci pentru că chiar știu să lucrez profesionist și foarte este important să mă înconjor de oameni mai deștepți și mai buni decât mine. Nu ești cu nimic mai presus decât cei de lângă tine. Toți suntem uh, făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toți avem acel bine, acel Dumnezeu în noi. Nu suntem, poate că unii au norocul să se nască într-o familie mai bogată. Poate că alții au norocul să găsească un mediu și o cale prin care să aibă succes în viață. Și, și succesul ăsta este uh, absolut uh, subiectiv. Dar atunci când îți deschide cineva ușa și spune în fiecare din astea de nu știu câte ori, de zeci de ori, doamna primar, doamna primar, doamna primar, și nu cred că 1% dintre ei ar veni la înmormântarea mea, nu cred, că s-ar întâmpla asta. dar în momentele alea pot să uh, îți pierzi mințile. Plus că uh, gândiți-vă că mie mi-a fost foarte greu încă de la început, mă duceam de exemplu, voiam și eu să-mi iau un cappuccino din, uh, îmi place cappuccino, din oraș. Și uh, nu vreau să-mi ia bani. Pentru că erai doamna primar. Nu, pentru că majoritatea primarilor se duc și mănâncă și peau cu toți prietenii și nu plătesc niciun ban. Și asta e doar o mică parte din mizerile care se întâmplă în țara asta. Și eu am început, a, a trebuit să încep să-i educ pe agenții comerciali de la care cumpăram diverse lucruri, că nu se face așa. Și acum deja oamenii știu. Și le este foarte clar. Și oricine, indiferent ce invenții și ce minciuni ar scoate în campania electorală, eu am arătat în tot timpul ăsta cine sunt și ce sunt. Înveți să fii politician. Nu există facultatea de primar bun și cinstit, nu există facultatea de politician genial. Învăț să fac politică, dar vreau să fac politica pe care eu simt că ar trebui să o facă politicienii. Încă suntem, ne uităm așa, telespectatorii, la politicieni care își spun niște predicate au niște idei foarte clare pe care trebuie să le transmită, indiferent de unde s-ar duce la o emisiune. Punctajul de la partid. Punctaj, exact. Punctajul de la partid. Uh, și uh, mai și mint. Și eu nu prea le-am cu minciuna. Cam deloc. Uh, și atunci vreau să le arăt oamenilor că politica înseamnă altceva. Trebuie să fie o onoare pentru tine ca politician să reprezinți o mână de oameni, ăia care te-au votat. Și este o mare responsabilitate. Și trebuie să faci asta. Cum? Cu toată inima. Uh, <laughs> și dacă îmi dați voie să folosesc o glumă, știți că e vorba aia că dacă toate țările uh, lumii ar fi conduse de femei, uh, nu ar mai fi războaie și lumea ar fi mai bună. Doar că nu și-ar vorbi între ele. <laughs> Dăm voie să intrăm un pic și în viața personală, nu că n-am fi făcut-o până acum, dar un pic mai mult. Te-ai căsătorit foarte devreme și ai devenit mamă foarte devreme. De asemenea, a venit repede, repede și un divorț. Cu ce vine la pachet separarea de tatăl copilului? Vine cu depresie, vine cu durere majoră. Vine cu depresie dacă nu vrei să faci asta, poate. Dar atunci când știi foarte clar că trebuie să faci asta și că nu vezi că viața ta merge înainte în felul acela și ești liniștit cu decizia pe care ai luat-o, nu are cum să vină cu depresie. A, am lipseat câteodată, eram foarte meticuloasă, călcam, spălam tot să fie lună în casă, deci eram foarte atentă, găteam foarte mult, și îmi lipsea să calcăm și că nu mai aveam cămăși la călcat. Parcă în lipsea chestia asta, știi, că era un automatism. Dar nu. Când muncești foarte mult și, și începi să faci lucruri noi și gândiți-vă că eu am făcut lucruri noi, am început să lucrez la radio, nu aveai de unde să înveți. Acum ai de unde Te mai auzi la o televiziune, la un... mai auzi un radio în România, atunci nu aveai de unde să înveți. Ajungeam la, la, București o asculteam pe Diana Stanciu la Radio Contact, cum zicea aici, Radiocontact. Contact. Mamă, și eram fascinată, zic, doamne, cum poate să vorbească femeia asta? Voiam să o cunosc, eram, nu mai puteam după ea. Și uh, am început să, să, fac radio și pe urmă televiziune. Cine, doamne, iartă-mă, ne-a învățat pe noi televiziune. Trebuia să înveți din mers, pur și simplu. Am învățat noi la fața locului. Exact. Veteran. E adevărat că după, mai târziu, nu mai știu, prin, cred că prin 99, 2000 am și am, făcut, am prins ultima tranșă, ca să zic așa, am făcut școala BBC. Vreau doar să te întreb cine ți-a fost sprijin atunci când probabil ți-a fost greu în mijlocul unui scandal care a luat amploare în presa din România. Păi, cățelușa, și recomand tuturor uh, să adopte un câine, pentru că e terapie. Nu salvează ei câinele, și este exact invers. Am avut uh, alături pe soțul meu, ai mei, dar mama plângea îngrozitor și nu trebuia să fiu eu cea care să o susțină. Trei prietene din uh, ProTV, cărora le mulțumesc. Deci l am simțit ca surorile mele. M-a sunat și fratele meu, soțul meu a fost în prima zi, dar n-a putut să stea decât câteva ore cu mine și a plecat la București la serviciu. Îmi spuneau, primeam mesaje de la toată lumea, dar nu m-am apucat, nu am uitat decât după câteva zile. Și telefoane în continuu, sunau telefoanele și uh, consilierul meu pe tineret acum nu mai e ca a plecat la un ONG pe care l-am iubit eu foarte tare și iubesc foarte tare, pe Andrei, îmi spunea ce se întâmplă în primărie. Că toată lumea suna, când prunugenii sunau, sau și eu, sunau oameni din toată țara să spună că sunt alături de mine. Ce poate fi mai frumos pe lumea asta decât să știi că -ți sunt alături niște suflete pe care nu le-ai cunoscut niciodată, nu ai vorbit niciodată, dar știi că se gândesc la tine. Și știi că se roagă pentru tine, pentru că s-au rugat mulți pentru mine în perioada aia. Și știu asta. Nu e, e poveste. Nu am avut putere să vorbesc. Nu am avut putere să vorbesc e, multă vreme, dar e, cel mai important lucru pe lumea asta, vă spun, nu sunt banii, ci sunt cei de lângă tine. Imaginea primarului contează. Investești în haine, poșete, pantofi și rujuri scumpe. Da, dar cred că sunt uh, 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 pricepută la chestia asta pentru că... Ai prezentat nu, știri. Nu, sunt pricepută să caut uh, lucruri ieftine, dar chic. Am site-uri, dacă vreți, vi le dau. De asemenea, mai există niște site-uri care uh, au prețurile normale de pe piață și de foarte multe ori uh, îmi fac listă de favorite. Și în weekend, de cele mai multe ori, se întâmplă să facă reduceri la anumite uh, articole. Și atunci mai comand. Da, normal că există, dar uh, sunt. Uh, nu că mă lau, dar chiar sunt ingenioasă. Adică folosesc tot felul de trucuri, uh, schimb câte o broșă, schimb. Uh, uh, îmi plac. Am rochii de 30 ceva de lei, dar sunt foarte faine. Știți că în campania din 2020 ziceau că nu o să mă voteze că purtam tenis. A, sigur, aia n-are bani că poartă tenis, dar mie îmi place să port tenis și poșacu. Cina romantică mai există în viața ta și dacă da, cât de des având soțul la București? Nu. Nu prea mai e. Sunt, prea, sunt foarte sinceră. Uh, nu prea mai e uh, pentru că, de regulă, când suntem împreună, îmi place să gătesc ceva bun sau ceva sofisticat. Dar nu mai sunt așa cu lumânărele, cum e aici, cu tot felul de, de artificii. E o iubire mai matură, mai altfel. E adevărat că îmi place să văd cât o are prin în, într-un anumit context. Dar nu mă gândesc deloc la o cină romantică. Da deloc. Adică mi se pare că petrece mai mult timp de calitate vorbind și adevărat mâncând ceva bun, fără să fiu atât de atentă la toate artificiile din jur la poleală. Ai suferit vreodată de foame? Da. Nu știu dacă... S-am supraviețuit. Mi-a fost greu o perioadă. Au fost momente pe care n-am vrut să le știe nici părinții mei, nici fata mea când uh, m-am dus să lucrez singură și la Deva și la București. Și da, au existat momente când uh, nu prea aveam. Fierbeam macaroane și cam atât. Dar uh, sau mâncam parizer. Eu de când am plecat de la Deva n-am mai mâncat parizer. Deci din 99 și până acum în 2024, eu am spus că dacă eu o să plec uh, de acolo, Um, și o să câștig cât e o mașină de spălat, rufe, um, nu o să mai mănânc niciodată parizer Pentru că pe, pentru mine, parizerul era, uh, cum să zic, Hranață imaginea rapuzic. sărăciei. Ai râs mai mult decât ai plâns în viață? Da. Am râs mai mult decât am plâns. Și am învățat asta de la uh, bunica mea și cel mai mult și cel mai mult de la mamisa. De la fosta mea gazdă, când eram la liceu, la DEVA, de la ea am învățat. Deci ea râdea cu o poftă, deci eu nu mai puteam de dragul ei. Deci uh, am cunoscut-o când avea vreo 72 de ani și râdea. Deci nu am văzut așa ceva. A trăit, a fost longevivă. Eu cred că de la asta de la pofta de viață, de la râde, de la te bucura. Păi ea râdea cu mine, eu eram o puștoaică. Mi-a atât de drag, deci de la ea am învățat atât de multe, mi-a atât de drag să stau cu copiii de vorbă. Și eu era, pe mine nu mă votează copiii. Toți spuneau că sunt nebune că stăteam de vorbă cu copiii. Deci ador să stau de vorbă cu copiii, deci îmi dau o energie bună. Și pot să râd cu ei și spun atât de multe lucruri interesante. Încercați să puneți o problemă serioasă unui copil și o să vedeți că o să vă dau un răspuns mai bun decât dați voi. Când ai spus ultima dată iartă-mă? în fiecare zi, mă rog, și îmi cer iertare lui Dumnezeu, în fiecare dimineață când mă trezesc, am o, cum să zic... îi mulțumesc pentru că am deschis ochii și că respir, că nu este un dat. Și îi cer e tare, în mod special seara, când îmi fac inventarul zilei, dacă am greșit cumva în acțiunile mele, în vorbele pe care le-am scos. Dar nu există zi. Nu e o chestie de duminică. E un, un exercițiu pe care îl fac zilnic. Cât de prezent este Dumnezeu în viața ta? Cât de mult te gândești la divinitate? Păi nu e vorba de gândit, eu îl simt, adică mie nu trebuie ecuație. Pentru asta. Adică când simți că uh, există, nu-ți mai trebuie explicații. În fiecare dintre noi există Dumnezeu. Iar Dumnezeu ăla despre care vorbim este binele din fiecare dintre noi. Ce te-ar face mai fericită decât ești astăzi? Dar ce înseamnă fericirea? Înseamnă senzația pe care o simți câteodată în stomac, fluturașii? Eu sunt foarte fericită pentru ceea ce fac. Pentru că uh, îmi dau seama că prin fiecare... Gând și prin fiecare faptă a mea, eu las în urmă un oraș. Și sper să fie cel mai frumos oraș din România. Îmi doresc asta pentru că este orașul pe care îl iubesc foarte mult și eu acolo simt că sunt acasă. Și nu știu dacă mulți se pot lăuda cu asta. Adică, e foarte important să știi. Pentru ce faci lucrul ăsta? Pentru ce? Pentru rochițe? Pentru un cont? Sau pentru o mașină? Să schimb o mașină? O vacanță? Sau o vacanță? Au n-am mai fost în vacanță de nu mi-aduc aminte. Nu, e important, e importantă moștenirea. Deci e important să ai curajul să faci asta, pentru că altfel nu vei descoperi niciodată partea frumoasă din tine și lucruri pe care tu nici măcar nu le știi. Nu ești conștient de cât de multă putere ai și de. de nu, dumneavoastră credeți că eu mi-am putut imagina că uh, atâta lume o să afle despre mine, deci mă știe mult mai multă lume decât atunci când eram în, uh, în televiziune. Uh, strigă oameni după mine prin benzinării peste tot, faceți foarte bine ce faceți, țineți-o tot așa. Deci uh, sunt, uh, cum să zic, adică văd că sunt urmărită de oameni, și eu nu mi-am propus asta. Cine